Fiind botezatul, e singur și pus pe distracție. Designerul așteaptă Crăciunul, însă nu alături de vreo iubită. Cu cine va petrece sărbătorile, aflăm chiar acum. It's the most wonderful time of the year. Se pregătește să sărbătorească Crăciunul fără iubită, dar asta nu pare să-l deprime pe Cătălin Botezatu. Știu că toate femeile care au fost viața ta au făcut ceva de învățat de la tine și tu întotdeauna ai încercat să le sfătuiești cât mai mult. Da, le-am învățat. Dacă au plecat din viața mea cu un bagaj profesional pozitiv, asta e foarte bine. Nu sunt adeptul acestei instituții, căsătoria. Ce faci? Eu tot întreb și tu taci. Îmi fac legătura, tu o desfaci. Căciunul vei trece în afara țării cu prieteni. Îmi doresc doar să fiu sănătos și să fiu liniștit și să am putere de muncă. Cât despre planurile lui pentru 2014? Am proiecte, în primul rând, legate de fashion, numai puțin de 34 de show-uri. Pe tot mapa mondul într-o acțiune care veți vedea. Va fi foarte, foarte mare. Și în ultimul rând, emisiuni de televiziune. Pe sărbători mă veți putea vedea atât pe Antena Star cât și pe Antena 1, dar pe Antena 1 are Pilionul Star, iar veți avea o surpriză de proporție. Totdeauna la televiziunea Antena 1, formatele sunt așa.